Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din cariera noastră la FA 2013. Ultima oară am reușit o victorie mult așteptată, pentru că nu eram într-o formă foarte bună. Am pierdut cu Tottenham, am făcut egal în 9 oameni cu Newcastle, dar iată că în sfârșit a venit și victoria. 4-2 cu penultima clasată, West Ham. Și acum urmează un meci cu West Bromwich Albion. Acest meci este biletul nostru către podiumul Premier League. Dacă vom câștiga, îi vom întrece pe cei de la Tottenham și pe cei de la Everton. Vom ajunge pe 3, ceea ce va fi incredibil, la câteva puncte spate celor de la Manchester United și Chelsea. Așa că șansele noastre pentru câștigarea titlului în Premier League vor crește undeva la 30%. Însă dacă vom pierde acest meci, deși dacă se va întâmpla asta, jur că îi voi da pe toți afară. Să spunem că printr-o minune vom pierde acest meci, șansele noastre vor ajunge în jur de 2% de a mai câștiga Premier League. Așa că este un meci esențial. Haideți să dăm advance. Se pare că Alfeis s-a plictit să joace fotbal după ce a fost respins de maica sa lui Graham foarte curând și a dat seama că nu mai are nicio șansă de a fi bărbat. Nu mai are rost să joace fotbal. Are tendințe suicidale. Trebuie să-l înțelegem. Vedem, spune, he's disappointed, bineînțeles că e dezamăgit. Dacă și maica sa lui Graham te respinge, pur și simplu nu mai are ce să te accepte. Dacă până și ea, care sunt zvonuri care spun că a făcut sex cu un castor, dacă până și ea te respinge, atunci nu mai ai ce să faci ca bărbat. Da, nu înțeleg de ce mai apare imaginea asta cu jucătorii mei, pentru că Allen nu mai e la echipă, Britton nu mai e la echipă, Williams face un blowjob, se pare. Nu știu care e cel ce se bucură de blowjob. Dar Williams dovedește încă o dată caracterul său feminin. Și acela care violează prin spate, cred că este Pablo Hernandez. Dar să ne întoarcem la match, să vedem dacă Graham și-a revenit cu penisul său grav rupt. Încă nu și-a revenit în totalitate, dar este aproape refăcut. Va sta în continuare pe bară, însă îl voi băga doar dacă scorul ne va cere. Atât timp când n-am nevoie de el, nu va juca, pentru că este încă puțin accidentat. Williams nu mai este suspendat. Se va întoarce în locul lui Bradley. De asemenea și Santon, care a apărat extraordinar, va reveni ca fundaș. Cornet se va reîntoarce în poartă. Deși nu este mare diferență între el și Santon, hai să-l băgăm și pe el în poartă. De asemenea Țâțe nu va fi pe bară. El este foarte bătrân, 30 de ani. În locul său pe bară va sta pușcăriașul Bradley, cu această față demnă de cartea recordurilor pentru oameni proști. Cei de la West Bromwich nu sunt o echipă foarte bună, nouă promovată, îl au și pe Tamaș în componența lotului. Nu cred că va fi titular, dar totuși este un jucător român. Lol! Tamaș este titular, incredibil. Deja cred că am câștigat meciul. Tamaș este prea ocupat să se îmbete și să spargă ușile blocului pentru a juca fotbal. Cred că Donele și Rudleș vor trece ușor pe partea lui. Dar cei de la West Bromwich au și jucători buni, în ciuda faptului că joacă cu Tamaș titular. Îl au pe Odewingi și Ganassi, doi jucători cu tentă ofensivă foarte, foarte buni. Va fi greu cu ei, dar după cum am spus, trebuie neapărat să câștigăm meciul. Iată de ce este Tamaș titular, pentru că Reid, un fundaș foarte bun, este accidentat. Meciul începe și Donnelly are lovitura de start, pentru că Graham încă este accidentat și stă pe bară. Chitecere foarte bună. Eschi se întoarce, bine, este violat, e violat. Domnul arbitru, pentru viol, nu aveți un cartonaș portocaliu sau ceva? Sau un fluier de ăla de fluierat pentru violuri? Nu. Se pare că arbitrul nu a venit pregătit. Trebuia să vină însă. Cei de la West Bromwich Albion sunt foarte cunoscuți pentru faptul că violează jucătorii. Acum Donnelly. Donnelly către Dyer. O viteză foarte bună a lui Dyer. Iată și pe Tamaș. Dyer vs Tamaș. Dyer vs Tamaș, iată-l pe Tamaș, la România nu joace așa de bine, prostule. Tamaș, foarte bună intervenția în fața lui Dyer. Și acum Odewingi, șansă de contraatac, Odewingi are spațiu, îl vede pe Ganassi, este Cornel, nu cred că e gol. Iată-l pe Cornel, dă cu perițul în capul ăla. Dar în fine, cu mult noroc scăpăm. Micu, o problemă bună, Micu, de data asta trece de Tamaș, Micu are spațiu, Micu, ce bară. Șut super și acum Rudlege, o fază foarte bună. Rudlege are spațiu, Rudlege, iată. Rudlege, dacă da Micu un super șut, nu trebuie să ceri și tu prostii, că tu ești prost, Rudlegiu, ești ca Micu, talentat. Acum Dyer.
Dyer, trecere bună, Dyer intră în centru. Dyer, 1 la 1 cu Tamas, Dyer n-are probleme cu Tamas. Dyer, către Pablo Hernandez, Pablo se întoarce, Pablo! Iată, șut, Pablo! Te rog frumos, dai și tu pe poartă, mă, te înțeleg. Ai fost aseară la Michael Graham. Ești puțin rupt și strivit de ea. Dar totuși, mai joacă și tu fotbal, din când în când. Acum, o de Wing, 1 la 1 cu Chico. O de Wing, Chico îl violează, bă, dar... acum dă faul pentru viol. Dar arbitru se pare că nu prea e sănătos, sau... Iar așa a fost plătit de adversari. Câștigă Williams acolo la cap, Williams scoate mingea foarte bine către Donnelly. Urcă acolo pe partea dreaptă Micu. Dar Donnelly ia acțiune pe cont propriu. Donnelly, trecere bună. Îl vede acum pe Pablo Hernandez. Pablo către, iată către cine dă Pablo. Băi Pablo, tu ești chior. A făcut ceva Mike sau lui Graham cu ochii tăi de nu mai vezi bine. Doamne, nu vreau să mă gândesc la așa ceva. În fine, Taylor către Micu. Micu are spațiu, Micu! Băi, dar ce șuturile astea, mă? Pare că astăzi nu joc cu Swansea City, joc cu echipa picioare strâmbe, pentru că niciunul nu-i merește poarta. Acum, Taylor. Taylor iese din apărare foarte bine. Nu știu dacă caută Pablo Ranz așa aproape de el. Probabil îi spune că aseară a fost traumatizat de Michael Graham. Iată o pasă către Ridgewell. Chico însă foarte bine. Un adevărat stâlp Chico în apărare. Donnelly încearcă cu trecere. Donnelly foarte frumos. Donnelly are spațiu. Donnelly! Bă, dar cum dracu rătați toți, mă, proștilor? Vă rog frumos. Domnule preot, aduceți o cheie de franceză. Trebuie să setez câtea picioare. Că nu mai sunt sănătoși. Da, pe lângă, da. Donnelly din nou către Dyer. Are spațiu, Dyer. Dyer are spațiu. Dyer către Micu. Micu. Micu către Pablo Hernandez. Pablo nu prea are cum să tragă la poartă. Se întoarce să foarte bine Pablo, încă o întoarcere violată acolo din spate. Pablo către Dyer, nu este offside. Off, nu e offside, mă, prostule. Da, a fost offside. Eu sunt prost. În fine, minutul 35, doar 0-0. În acest meci pe care trebuie neapărat să-l câștigăm. Chico fuș. Iată-l, iese Cornel din poartă, domnule preot! Exorcizare, vă rog! Cornel de la mine, de la echipă, da! Nu, nu mă aude, mami, nu mă aude preotul? Unde e plecat? Îl alergă pe Vorm? L-a prins? Unde l-a prins pe Vorm? În Venezuela? Lol! Se pare că preotul nostru l-a prins pe Vorm în Venezuela și îi face o exorcizare live. Incredibil, se pare că Vorm a fost în cele din urmă prins și exorcizarea finală va avea loc. Nu cred că va trăi Vorm. A fugit cu două avioane în același timp spre Venezuela. Însă preotul meu cu puterile sale magice l-a prins. Și iată, are loc exorcizarea finală în Venezuela. Dar să ne toace la meci. Pablo Hernandez acum, Pablo către Donnelly. Donnelly către Dyer. Urcă, iată ce portar bun. Minutul 45, continuare 0-0. Nu reușim să înscriem. Și Graham este din ce în ce mai nerădător pe marginea terenului. Dar probabil este nerădător pentru că maică-sa i-a promis că îi va lua astăzi un prezervativ cu care să se masturbeze, că nu are el prietenă. Donnelly, fază foarte bună, Donnelly, iată ce șut bun și Eschi, iată prostul, mă, el e prostul proștilor, Eschi. Și se încheie prima repriză, doar 0-0 și am nevoie de câteva schimbări. Va intra Graham pentru că nu reuși să înscriem. Avem nevoie de un atacant pur sânge și acesta este Graham. Sper să fie Graham. Dacă nu e Graham, voi plânge. Dar Graham intră. Va mai intra și Kumasero. Deoarece, iată cât de obosit este Eschi. Eram sigur că este obosit. A jucat ca o vacă care este dusă la abator. Așa că va intra Kumasero. Acum Taylor greșește acolo în apărare. Mulumbu, Chico. Ce intervenție are Micu care se luptă acolo ca un spartan. Și acum Graham să contraatac. Graham către Dyer. Urcă Dyer, are o viteză foarte bună, să iată, ia-l, bă, Dyer, dacă mai te face Tamas odată, iată-l pe Mulumbu, scapă acolo, șase de contraatac, Mulumbu, se întoarce foarte bine să Santon îl violează, după care îi ia mingea, extraordinar Santon. Acum Dyer, Dyer către Graham, Graham către Micu, urcă Micu foarte bine acolo, să vedem preluarea, nu, o preluare de căcat, iată pe Micu, scapă acolo, Micu, bară, băi Micu, pe poartă, bă, prostule, nu bară. Iată a doua bară lui Micu în acest match și este în continuare 0-0. Ce torpil a dat Micu. A zis măcar dacă nu dau gol, hai să rup și o bară aia. Dar el nu știe că este făcută dintr-un material foarte puternic și bara nu va cădea. Iată raportul șuturilor 1-8 pentru noi și este doar 0-0. Dyer intră în centru. Dyer violat. Dyer
Nu are cu cine combina. Dyer către Pablo Hernandez. Pablo în spate către Micu. Menține posesia mai rău ca Barcelona. Micu către Pablo Hernandez. Pablo intră în careu cu viteză foarte bună. Pablo centrează pe jos, însă nu se bagă acolo Graham la minge. Prea prost ca să se bage. E prea prost ca să existe. În fine. Dyer are spațiu. Dyer spațiu și șut bun. Respinge acel portar extraordinar. Nu știu cum dracu a scos mingea și este în continuare 0-0. Câte ocazii am avut în acest match. Trebuie neapărat să câștigăm. Acest match mi-aduce aminte de Manchester City QPR din finalul sezonului trecut de Premier League. Atunci Manchester City a avut foarte, foarte multe ocazii cu QPR. Trebuiau neapărat să câștige pentru a lua titlul. Însă QPR a dat gol într-un 85 și au condus cu 1-0. Dar totuși, în 90 și 92, cei de la City au întors rezultatul și au câștigat Premier League. Sper ca și noi să câștigăm astăzi, pentru că dacă nu, jucătorii mei vor fi exorcizați. Cum așa centrează. Bine către Micu. Micu nu reușește. Are spațiu Dyer. Dyer, șut bun! Bă, dar ce dracu aveți, mă, că începe să-mi sângereze ochii când văd că trageți așa. Deci nu pot să cred, am avut vreo 10 șuturi pe lângă poartă. Atât de ratat și chior sunt jucătorii mei. Dar totuși trebuie să înțeleg. Probabil au fost la o orgie de curând cu Mike sau Graham. Și atunci când s-a dezbrăcat, majoritatea și-au pierdut vederea. Asta e singura explicație. Graham este singurul care nu și-a pierdut vederea, pentru că el nu ia parte la orgiile mamei sale. Cum aseară? Către Dulegi. Dulegi către Pablo Hernandez. Pablo intră în careu. Pablo faulta penalti! Penalti! Penalti prostu! Nu pot să cred. Nu pot să cred. Arbitru, ai tumoare așa de gravă cât nu vezi? Sau ai participat și tu la orgie și ți-ai pierdut ochii? Cum dracu să nu fie penalti ăla, mă? Pablo era mai avea puțin și era călcat în picioare în careu. Cu Masero șansă de contraatac cu Masero. Iată către cine dă cu Masero. Către Măsa, care e deghizată în jucător de fotbal. Iacob către Odewing. În continuare 0-0. Nu pot să cred. Nu voi câștiga acest meci, oare? Trebuie neapărat să o facem. Dyer. Dyer. Micu. Micu către Graham. Graham. Urcă foarte bine acolo Pablo, Pablo are spațiu. Pablo 1-1 cu portarul. Pablo! Pablo Hernandez, care dovedește încă o dată că este cel mai bun jucător din istoria lumii. Aveam nevoie uriașă de acest gol și Pablo Hernandez a spus: "Da, boss, eu îl voi băga." Și iată o fază foarte bună cu un șut imbarabil, șut sub bară la vincul. Dacă îl scotea și pe ăsta, portarul ăla va fi cumpărat de către preotul meu la Bihor. Dar nu l-a scos și este 1-0 pentru noi. Ce gol important îmi scrie Pablo Hernandez. Și acum Dyer dă pas în out. Bravo, Dyer. Prost ca măta care vine înghețată. Urcă foarte bine acolo Micu. Pasă către Micu. Micu, bravo, foarte bună. Micu are spațiu. Micu, șut și... O, futu-s Micu, măti. Băi, Micu, nu e sănătos, mă. Cum dracu să ratezi singur cu portarul, Micu? Iată, a ieșit Tamaș. Prea multe greșeli. Sau probabil alcoolemia sa era prea ridicată ca să mai joace. Gera scapă acolo, o de Wingy, dacă vom lua gol, îi dă afară pe toți. Doras! Ho-ho! Cu cât noroc scăpăm. Asta probabil este singura ocazie celor de la West Bromwich în tot acest match. Am avut o posesie zdrobitoare, dar este decât 1-0. Suntem cam ca Barcelona deocamdată. Atacăm mult, avem mare posesia, avem multe ocazii, dar batem numai cu 1-0. Acum, iată-l pe prostul de Graham, băi Graham, iată, se accidentează singur Graham. Iarăși va cădea în penis și-l va rupe. Și scapă acolo, iată-l pe Brunt, Brunt, ce intervenție are pe Santon, însă fața nu s-a încheiat. Ce intervenție are Cicu și dacă... Am crezut că a dat penalti. Nu puteam să cred, dacă dădea penalti, iată, băi arbitru, dacă jucai la ei, mai bine dai penalti în loc să recuperezi tu, futu-ți arbitru, mătii. Doranz acum. Dorans, trebuie să ne apărăm, mai sunt 2 minute de apărat. Gera, Gera! Foarte bine, Santon! Nu Santon, Cornel! M-am obișnuit cu Santon în poartă. Iată, este și portarul la noi în careu. Haide, rezistați, rezistați, spartanilor! Iese Cornel și respinge foarte bine! Acum, dacă ar fi fugit și Graham mai repede, puteam înscrie un gol ușor. Dar nu e nimic, ne apărăm în continuare. Respinge acolo și așează contraatac. Acum! Micu, pasă foarte bună, urcă Santon, nu, urcă Graham, dar meciul s-a încheiat, 1-0, 3 puncte de aur, obținute cu West Bromwich, toată lumea îi dă o palmă peste cap lui Cornel, pentru că e prea prost, Cornel se pare că plânge, se duce în vestiar cu lacrimi în ochi, bătut de jucătorii săi,
Vedeam ce jucător negru spune, n-am avut ce să fac frate, era ăla, da, era ăla, mă viola, mă, n-am avut ce să fac. Și arbitru spune, îmi pare rău, dar da, era ăla, i-a violat pe toți. Iată Micu dă salut cu Rudleci, iată, Micu e cu un cap peste Rudleci, poate să-i dea muie din picioare Micului Rudleci. Williams a ieșit omul meciului. Adevărul este că astăzi am avut o apărare de fier, ne-am apărat foarte bine în momentele importante. Și acest 1-0, deși pare un scor mic, este un scor care îmi place foarte mult. Înseamnă că echipa mea și-a făcut treaba, a obținut cele 3 puncte fără greșeli în apărare. Iată, cu aceste 3 puncte am ajuns pe locul 3, incredibil, chiar nu mă așteptam. Cea mai bună clasare a noastră în acest sezon, niciodată n-am fost pe locul 3, am fost pe 4, am fost pe 5, dar pe 3 nu am fost. E incredibil, avem 59 de goluri date, cel mai bun atac din Premier League. I-am întrecut și pe cei de la Manchester United, care îi iau un atac pe Rooney și pe Van Persie. Atunci când îi întreci pe Rooney și pe Van Persie cu Dyer, Rutledge și Graham, e clar că ai un joc extraordinar. Avem 33 de goluri primite însă, o apărare mai slabă, dar totuși nu apărarea e de vină, ci portarii, care pe parcursul acestui sezon au avut toți nevoie de exorcizare, mai puțin Santon, dar toți au avut nevoie. Însă în acest meci, Cornel a apărat extraordinar, a salvat de două ori în situație de 1-1 cu atacantul și ne-a ținut în meci pentru cele 3 puncte pe care le-am obținut. Acesta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și subscribe și până data viitoare, vă urez tuturor o zi bună!